Ia să vedem ce am primit noi astăzi aici de la cumnata noastră, cumnata mea, sora lui Ramona. Ajută-mă să scot de aici din sacoșe. Așa. Și facem un unboxing la acest produs. Ia să vedem. Avem aici acest suport pentru a pune cănița. Așa, focus. Asta e recipientul care se închide. Așa, recipientul pentru închidere. Avem. Facem un unboxing. Manual de utilizare, bla 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 bla. Ca de obicei, după normele europene. Ia din cum arată aparatul nostru de cafea primit. Wow, spectaculos! Alb, frumos, impecabil. Wow! Arată frumos. Așa, recipientul e aici. Uite, avem și rezervă pentru apă. Așa, focus. Recipientul care vine la suportul de apă. Etajera unde pui cănița, ceea ce desfaci tu acum. Așa. Nu, cred că sus. Sus unde e roșie, acolo, da. Acolo vine ea. Crezi? Da. Nu cred. Da, aici vom da noi de cap. Astfel că nu acolo, nu acolo. Nu aici. Nu aici, că nu intră. Hai, cum să stai aici? Așa. Aici avem pentru pastelițe mai mult de atâta. Nu se deschide asta. Așa. Așa. Trebuie să-i dăm de cap cu ăsta, uite. Deci, pe așa. Din ce am văzut pe manual, ăsta vine... Așa. Vine așa, montat. Astea avem și pastiluții, wow! Nu, astea sunt recipiente pentru... A, de unică... ...folosință, ca să le poți spăla, să nu arunci. Să le poți spăla, da, wow! Da. Cum se face în afară, tu pui cafeaua aici și... Pui cafeaua acolo, da. Foarte tare, și în capsula aici. Trei de rezerve, așa. Pot fi spălate, wow! Da, interesant. Aici avem un recipient aici. Și bagi capsula aici. Așa vine capsula acolo, da. Înțeles? Da, e destul de interesant. Și aici dai cât vrei tu, mai tare, mai încet. O să vrei să faci mai aici mic. Aici avem reglare de cafea. Aici e normal, mai normal. Mic. Sau mai mare. Mai mare, cafeaua mică, cafeaua mare, da. În funcție după cum asta vrei să o bei. Aici vedem cum arată recipientele care pot fi încărcate cu cafea. Ceea ce aduce un avantaj în plus, că îl poți reumpli cu cafea, spălat frumos și pus în aparat. Așa. Foarte tare. Așa. Și bagi acolo și cafeaua gata. Am pus-o cum trebuie. Da. Are aici o chestie. Apa trebuie să fie curată, nu apă de...